2013 l-a dus pe Becali de la extaz la agonie. Dacă anul trecut petrecea la Poiana Brașov alături de lăutari, anul acesta l-au colindat doar Meme Stoica, vărul Virgil și nepotul care este patronul din acte al echipei de fotbal. Ei au venit la Poarta Albă. Becali a primit și pachet pentru masa de revelion. Este primul departe de familie și departe de petrecerile de la munte, cu pahare sparte și ospețe îmbelșugate. Ziua. Ce faceți, Meme Stoica, vărul Virgil și nepotul favorit Vasile Giambazi, patronul stelei în acte, au fost chemați de Gigi Becali la Poarta Albă. Au pus la cale împreună strategia pentru 2014. I-au adus și ultimul pachet pe 2013, cu bunătăți pe care milionarul să le pună pe masa de revelion în celulă. I-ați adus ceva? Cum se simte? Ce-i doriți în noul an? Cârnații și sarmalele aduse de Virgil de Crăciun i-ar fi picat cam greu lui Gigi, care s-a speriat. A crezut că face infarct și ar fi chemat toți doctorii de la Poarta Albă să-l controleze. Ar fi făcut indigestie. O surpriză pentru Becali, mare amator de șorici pe pârtiile de la munte și mare organizator de ospețe la colibele din Poiana Brașov. Un mai beau și nu m-am bătut. Cu Gigi închis, pomana porcului n-a mai fost la fel nici pentru verii Victor și Giovanni. Nu, eu nu l-am vizitat, am vorbit la telefon. Vorbim la telefon, mi-a spus Giovanni, nu veni acum, vino când o să fiu la muncă. La muncă, milionarul va ieși abia la anul, pentru că 2013 s-a terminat. E chemat consilier la Academia nașului Gică Hagi. E un tip familist, un tip cu suflet, și dar un tip care totdeauna a fost gura la... La bătut. Gigi nu va uita niciodată anul 2013. A primit 3 condamnări în 3 dosare și are de ispășit o pedeapsă de 3 ani și 6 luni la Poarta Albă. Steaua aceea mai îndulcit necazul de când e închis. Performanțele echipei la care investește din 2003 i-a băgat în conturi 30 de milioane de euro. Domnul Gigi, doresc libertatea, care e cea mai scumpă, dar din păcate n-am primit-o până acum. Sper că anul care vine să-i aducă acea scumpă libertate pe care toți o vor avea. Deocamdată, milionarul a petrecut deja 8 luni în închisoare, timp în care și-a văzut fetele doar în poze și a refuzat să-și primească mama la vorbitor. Soția l-a vizitat o singură dată. Gigi i-a transmis să meargă de revelion în Poiană, dar luminița Becali a preferat să rămână în Pipera.